De 4 săptămâni protestează zilnic între orele 9 și 11 și angajații Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. Ei au cerut guvernului eliminarea inechităților salariale din sistemul de sănătate și acordarea de majorări salariale similare cu ale angajaților caselor de asigurări de sănătate. Însă, până acum nu au primit niciun răspuns. Lipsa de reacție a guvernanților i-a determinat pe unii angajați să-și suspende contractul de muncă. Două dintre angajatele DSP Hunedoara l-au anunțat public pe premierul Marcel Ciolacu de faptul că își vor suspenda contractul de muncă pe o perioadă de minim 5 zile. Pe această cale, pentru suspendarea postului de serviciu pe o perioadă de minim 5 zile și voi menține această decizie până la această dată. Nu au fost soluționate cerințele protestului, la care particip de 4 săptămâni, mai exact de 17 zile, alături de colegii mei din DSP Hunedoara, cât și alături de colegii din DSP-urile din țară, vă declar ferm pe această cale că voi suspenda contractul individual de muncă pe o perioadă de minim 5 zile și voi menține această decizie până când veți decide să dați curs rezolvării solicitărilor noastre. Vrem ordonanță de guvern care să permită ca începând cu data de 1 aprilie 2024 să fim asimilați cu colegii noștri din Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate. Rog seriozitate, fără discriminări, pentru că altfel nu voi ceda. Protestele organizate în fața instituției județene cu suspendarea activității cu publicul între orele 9 și 11 vor continua. Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm!